Bine ați venit la întâlnirea cu domnul ministru al transporturilor, Răzvan Cuc. Domnul ministru, bine ați venit la Botoșani. Ne bucurăm, sunteți ministru care vine din guvernul Grindeanu, care vine la noi la Botoșani. Ați venit cu gânduri bune și vă mulțumim anticipat pentru acest lucru. Doamnelor și domnilor parlamentari, domnule prefect, domnilor, doamnelor și domnilor primari, bine a venit la întâlnirea noastră de lucru. Ca să vă schițez în mare programul, după întâlnirea de aici, din sala mare a prefecturii, ne vom deplasa la Manoleasa, ca domnul ministru să vadă drumul 24C. Va urma o conferință de presă la Manoleasa, după care domnul se deplasează spre București. Rog presa, luați cadre, după care ne vedem mai târziu. Mulțumesc pentru înțelegere. Încă o dată bine ați venit, domnule ministru, în ședința de lucru. Mulțumesc tare mult. Bună ziua, vă spun și eu tuturor, vă mulțumesc mult, domnule președinte. Într-adevăr, vizita la mea la Botoșani a fost, ca să spun așa, agreată de comun acord și cu doamna senator Federovici, care vreau să vă spun și trebuie să fiți mândri de acest lucru. A fost primul senator care împreună cu echipa de aici s-a înscris în audiență și mi-a adus la cunoștință trei probleme majore ale județului. Este vorba de DN24C, DN28, B și DN29D și, bineînțeles, după cum știți, în cursul zilei de duminică a avut loc un protest, o adunare pe tronsonul de drum 24C, un drum care, bineînțeles, și aici sunt convins că ați primit multe promisiuni din partea multor oficialități că se va remedia problema de acolo, tocmai de asta am decis să vin, la fel cum am fost și la Timișoara, pe Lugoj-Deva, unde am constatat anumite sincope de comunicare între managementul CNAIR-ului și situația din teren, la fel am vrut să vin și aici pentru a identifica soluții pertinente care vor fi puse în pratică în perioada următoare și pe care le voi comunica la conferința de presă, dar bineînțeles după ce vom avea vizita de lucru în teren, nu numai pe cele trei, secțiuni de drum care l-am menționat, dar vreau să fac tot în timpul conferinței de presă și câteva mențiuni legate de obiectivele de investiții pe care le avem prins atât în programul de guvernare. Și aici mă refer la sectorul de autostradă Târgu Mureș-Ungheni, cât și Coridorul 9, întrucât am văzut în timpul dezbaterilor din cadrul comisiilor de transporturi cât și de buget, când am intrat cu prezentarea bugetului și cu obiectivele care le avem anul acesta în vedere de a fi demarate pe unele sectoare, cât și finalizate pe altele, am constatat că unii parlamentari au inoculat o idee care spune că nu este tocmai de bun augur, în sensul că Moldova ar fi fost dată uitării prin programul de guvernare și nu s-au alocat fonduri pentru proiectele de investiții. Dar toate aceste lucruri le vom dezbate în cadrul conferinței de presă, care va fi la ora 2:30, din câte înțeleg, de la domnul președinte și de la doamna senator. O să le comunicăm și soluțiile pentru Botoșani, cât și proiectele de investiții majore care le avem în vedere în acest an.